ziua, doamnelor și domnilor! Începe chiar acum Hunedoara în direct. Astăzi discutăm despre ce înseamnă dezvoltarea județului Hunedoara în următorii 4 ani. Alături de mine, în platou, la noi aici, la Hunedoara 1 TV, se află domnul Marius Mane, candidat la funcția de președinte a Consiliului Județean din partea Alianța pentru Unirea Românilor și domnul Adelin Rotariul, candidat pentru funcția de consilier județean. Bună ziua, domnilor! Bună ziua, bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi aici la Hunedoara 1 TV. Readuc aminte celor de acasă, puteți să ne urmăriți atât pe televiziune, cât bineînțeles puteți să ne urmăriți și online pe pagina noastră de Facebook, Instagram, TikTok și bineînțeles YouTube. Chiar ieri am avut ocazia de a fi și eu alături de dumneavoastră la depunerea candidaturii. Cum a fost ziua de ieri din punct de vedere emoțional pentru dumneavoastră? A fost o zi plină de împliniri în urma unei activități destul de laborioase privind strângerea semnăturilor, întocmirea dosarelor pentru candidați, fiind de prima oară în această postură de candidat la președinția Consiliului Județean, neavând o experiență politică mare în acest sens, am încercat să facem tot ceea ce a depins de noi pentru a putea realiza într-un timp util tot ceea ce ține de candidatură, de semnături, pentru a putea începe această competiție pentru candidatura noastră, atât la Consiliul Județean, cât și la președinția Consiliului Județean. Sperăm noi că vom face cele mai bune prezentări și cu ocazia asta am și venit de o bună bucată de vreme cu colegii mei să-i prezint pe rând, pentru ca cetățenii să știe că în AUR există o alternativă la care pot să apeleze și noi suntem cei care putem oferi o soluție la ceea ce avem la această dată în conducerea administrației acestui județ și în Consiliul Județean. Bineînțeles, încercați prin colegii pe care aveți dumneavoastră în partid, în AUR, să se creeze o echipă în care să se îmbine extraordinar de bine experiența, dar cu tinerețea. Pentru că aveți pe listă și multe persoane tinere care doresc să se implice în dezvoltarea județului Hunedoara, așa cum este și domnul Rotariul, cu care ați venit astăzi în emisiune. Și vreau să știu cum a fost ziua de ieri și pentru dânsul. Da, bună ziua dumneavoastră, cât și celor care ne urmăresc. Să știți că am avut câteva zile foarte de foc, am lucrat la întocmirea dosarelor de candidatură și așteptăm cât mai repede să ne întoarcem în centrul oamenilor, lângă ei, pentru că ne dorim să facem o altfel de politică și o altfel de administrație și să ascultăm nevoile oamenilor. Da, cum a spus și dumneavoastră, avem o listă de care cuprinde și tineri, tineri care vin cu altă gândire, tineri care vin cu inovație și tineri care sunt dispuși să vină să lucreze pentru dezvoltarea județului Hunedoara și pentru un viitor mai bun urmașilor noștri. Chiar am un copil de 5 luni și vă spun sincer că pentru el am făcut și pasul în politică. Nu este prima experiență mea în politică, sunt și consilier local la nivelul orașului Simeria. Am și 2 societăți comerciale pe care le administrez. Aș putea să stau liniștit, să mă ocup, să mă focusez doar pe business, dar dacă nu intrăm în teren, dacă nu mergem la firul ierbii, nu putem să schimbăm nimic în județul Hunedoara și în România. Da, într-adevăr, sunt foarte mulți cetățeni care de multe ori stau pe margine și critică, nu se implică activ în ceea ce înseamnă dezvoltarea, în ceea ce înseamnă să reușească să aducă lucrurile la un alt nivel așa cum și-l doresc. Domnule Mane, care considerați dumneavoastră că ar fi o temă foarte importantă, prima pe care dumneavoastră vi-o propuneți dacă ajungeți în funcția de președinte a Consiliului Județean pentru următorii 4 ani? Care este o temă crucială pe care dumneavoastră, în urma întâlnirilor pe care le-ați avut cu cetățenii în județul Hunedoara, considerați că este cea mai importantă? Astăzi mi-am propus împreună cu colegul meu să discutăm de o problemă legată de transparență și responsabilitate în ceea ce privește administrarea și cheltuirea banului public de către Consiliul Județean și de cei care administrează până la urmă destinele acestui județ. Transparența deciziilor administrative reprezintă fundamentul unei administrații deschise și democratice. Cetățenii au dreptul să fie informați și implicați în procesul decizional al acestei autorități locale, iar Consiliul Județean are responsabilitatea să ofere această transparență.
De asemenea, gestionarea eficientă a banului public este esențială pentru bunăstarea acestui județ. Fiecare leu cheltuit trebuie să fie justificat și să aducă beneficii reale pentru locuitorii județului Hunedoara. Suntem obligați să asigurăm că resursele noastre financiare sunt utilizate în mod responsabil și cu maximă eficiență. Consiliul Județean, în această era a digitalizării, trebuie să ducă la un alt nivel partea de implementare a acestei digitalizări, pentru că astfel vom putea avea și o îmbunătățire a comunicării cu cetățenii și cu relațiile privind celelalte instituții publice de care depinde viața cetățenilor din acest județ. Da, și automat cu ceea ce înseamnă digitalizarea este și o eficientizare a muncii. Câștigăm extraordinar de mult timp. Este foarte important să se reușească inclusiv să se scoată de tot ceea ce înseamnă partea de materiale scrise pe hârtie. Considerați exact. Că este oportun acest lucru? Da. Exact. Eu aici aș avea o singură precizare, după care am să rog pe colegul meu să facă precizările de rigoare. Este vorba de acea renumită lege 544/2001, prin care unii cetățeni interesați sunt obligați să facă cereri în scris către fiecare instituție. La noi e vorba de Consiliul Județean Hunedoara, în care doresc să afle informații și probleme legate de activitatea acestui județ. Ei, aici, dacă ar trebui să putem, și nu că ar trebui, este obligatoriu să reușim să implementăm această digitalizare pentru ca informațiile să poată fi obținute direct de pe site-ul Consiliului Județean. Site care, din câte am văzut eu, este neactualizat și este cumva învechit. Astfel, oamenii care ar fi fost ocupați cu această activitate ar putea fi folosiți pentru alte probleme care sunt strict necesare în dezvoltarea în dezvoltarea acestui județ, pentru că ei ar trebui să aibă niște criterii de performanță pe baza căruia să fie evaluați și aceste criterii de performanță să dea niște rezultate palpabile la sfârșitul unui an. El să știe, uite, am contribuit pentru rezolvarea unor cereri ale cetățenilor. Dintr-o sută am rezolvat 80 sau 60. Am avut o contribuție la implementarea unor proiecte pe fonduri europene sau pe fonduri naționale. Am contribuit la promulgarea unor proiecte pe care le prezintă președintele Consiliului Județean pe diverse activități legate de turism, de cultură. Deci, cred că aici ar fi o chestie mult mai eficientă folosind această digitalizare și care ar fi clar în folosul cetățenilor. Aici, mai multe informații ar putea să dea colegul meu, pentru că cunoaște aceste probleme și ar fi bine să vi le prezinte el. Vă rog să ne spuneți mai multe despre digitalizare. Mai mult decât a spus și colegul meu, Marius Mane, avem și cadrul legislativ. Avem chiar legea 9/2023, prin care instituțiile publice ar trebui să renunțe la depunerea dosarului cu șină. Avem semnăturile electronice și cadrul legislativ să le folosim între compartimentele din Consiliul Județean. Cred că ar trebui, după 9 iunie, termenul de digitalizare, de e-guvernare, de transparență, de eficientizare, să nu mai fie doar un termen pe materialele pliante, pe proiectele candidaților la Consiliul Județean și chiar să fie implementat. Eu pot să vă spun că am făcut o analiză la nivelul Consiliului Județean. Este bine că nu plecăm de la zero, adică unul este mai mare decât zero. Avem un site, într-adevăr, cu multe secțiuni lipsă, cu informații care nu se regăsesc, cu un monitor oficial neactualizat din 2019. Aici ar trebui să lucrăm, ar trebui să eficientizăm munca repetitivă, da? Acele întrebări care sunt cele mai frecvente, să le integrăm printr-un asistent virtual și să ne folosim inclusiv de inteligență artificială. Suntem în anul 2024, trebuie să ținem pasul cu inovațiile, cu tehnologia și eu consider că după perioada pandemică foarte mulți oameni au început să folosească dispozitivele inteligente. Toată lumea sau majoritatea știu să acceseze un site, știu să descarce o aplicație de pe magazinele de specialitate. Cred că în zona asta ar trebui să ne ducem, cumva să creăm o legătură între toate OAT-urile, toate cele 69 de OAT-uri, da? Să prin sprijinul Consiliului Județean și să
ajutăm să acordăm asistență prin oamenii specialiști din subordinea Consiliului Județean în OAT-urile unde nu se descurcă oamenii. Vă spun că în 2024 să avem o treime din OAT-uri, adică 23, care sunt integrate în sistemul de plăți ghișeu.ro. Da, automat ar trebui tot ceea ce înseamnă OAT-urile județului Hunedoara să poată să beneficieze de aceste servicii online, care la urma urmei nu fac decât să ușureze munca cetățeanului. Da, pentru că și taxele și impozitele ar fi mai ușor de plătit și de a ajunge în folosul cetățenilor și la nivelul localităților care sunt în comune, unde foarte mulți cetățeni nu au posibilitatea unui transport către centrele județene și ar putea, prin aplicațiile care sunt, să obțină informațiile necesare fără a se mai deplasa la reședința de județ sau la sediul Consiliului Județean. Credem noi că, totodată, pentru a putea veni în sprijinul cheltuirii eficiente a banului public pentru investițiile mari, ar trebui ca cetățenii să aibă posibilitatea să fie consultați. Adică pentru investițiile de amploare să se facă o consultare a populației și să se stabilească prioritățile, adică nu stabilim prioritățile în funcție de culoarea politică a unui primar sau a unui, eu știu, consiliu care are majoritatea, ci funcție de nevoile care ar trebui să existe pentru dezvoltarea acestui județ. Și automat, prin ceea ce înseamnă digitalizare, să existe pe site sau aplicații unde cetățenii de acasă să poată interveni în acea dezbatere pentru acele proiecte, pentru a putea să vină să-și spună un punct de vedere, ținând cont de faptul că sunt foarte mulți cetățeni care efectiv nu au timp să se deplaseze poate la niște întruniri față în față și atunci automat prin această digitalizare s-ar putea crea o punte, o legătură mai puternică cu cetățeanul? Da, asta am văzut-o și ca experiență în Consiliul Local de la municipiul Deva, pentru că aici, la un moment dat, marea majoritate constituită din cei de la PSD și PNL au reușit oarecum să pună, cum se spune, pumnul în gură opoziției și au încercat să limiteze accesul persoanelor din comunitatea locală în ședințele de consiliu. Nu le-au dat timp la dispoziție să-și prezinte problemele în ședințele de consiliu. De multe ori și două minute doar pui întrebarea, dar răspunsul nu-l mai primești atunci. Și e o chestiune funcțională, legată și de funcționare. Și astăzi, acum vin de la o ședință a Consiliului Local și acolo am avut surpriza să văd niște proiecte, zicem noi, electorale, pentru că... La care anume vă referiți? Se va face sau se dorește să se facă un parc pe dealul Paiului. Se dorește să se facă un bazin de înot. Lucruri bune, nu spune nimeni că nu sunt, să zicem, necesare pentru comunitate. Dar i-am întrebat, înainte de a face aceste investiții, ați sistematizat zona, avem utilități, avem drumuri, avem trotuare, adică punem, cum am spus, căruța înaintea cailor. Când mergi să faci o astfel de investiție, trebuie să ai drum de acces acolo, trebuie să ai utilitățile în momentul când construiești ceva, dacă n-ai energie electrică, n-ai apă, n-ai curent, cum realizezi toate aceste investiții pe niște dealuri care până la urmă nu sunt sistematizate și tu vrei să dezvolți orașul. E o chestiune, din punctul meu de vedere, pur electorală și pusă doar ca să dea bine în fața alegătorilor cu intențiile bune. Bun, de multe ori intențiile bune sunt o chestiune care în spate prezintă multe probleme. O altă chestiune legată de strada Vulcan, care până la urmă s-a aprobat realizarea acestei investiții, dar totodată i-am întrebat, domnule, pe strada Vulcan, având în vedere programul POIM pentru reabilitarea rețelelor de apă și canalizare pe care o avem cuprinsă ca dezvoltare,
ați luat în considerare faptul că acolo nu e reabilitată rețeaua și dacă faceți această stradă să nu ne trezim după aia că va trebui să o spargem pentru ca să reabilităm, adică să înlocuim aceste rețele. Cum e, încă o dată o spun, strada depozitelor, în care au reparat-o, dar n-au ținut cont că pe acolo trebuie să schimbe rețelele de apă și canal. La fel trebuie ținut cont și la nivel de strategia județului Hunedoara în momentul în care au loc astfel de investiții. Da, strategiile, din ce m-am uitat acolo, strategiile sunt făcute în urmă cu ani buni și nu sunt actualizate. Ele trebuie să țină pasul cu ceea ce este necesar în dezvoltarea acestui județ. Avem strategii privind dezvoltarea turismului, dar cu proiecte luate de acum 10 ani în urmă. Avem strategii de dezvoltare a culturii, la fel, foarte întârziate și trebuie să le actualizăm din punctul nostru de vedere. Pentru că ne aflăm în era vitezei, exact. Adică totul nimeni se nu mai are răbdare. De la o zi la alta, da. De la o zi la alta lucrurile se schimbă și automat și noi trebuie să ne adaptăm vremurilor în care trăim. Da, nu poți să știi anul ăsta ce se întâmplă la anul. De exemplu, activitățile sportive. Mă bucur mult pentru cei de la Hunedoara că au reușit să ajungă și echipa mea de suflet, pentru că eu sunt din Hunedoara și când eram copil acolo lângă stadion am copilărit Corvinul Hunedoara să ajungă să joace finala Cupei României. Exact. Deci e o realizare care credem noi că ar trebui care realizată și da, sau generalizată. Parte. Generalizată la nivelul județului. Și aici colegul meu cred că e implicat într-o activitate de genul ăsta sportiv și știe să ne prezinte și unele chestiuni care credem noi că ar putea să îmbunătățească activitatea asta și legată de turism și legată de sport. Cred că ar putea să ne... Dar vreau să discutăm un pic, da, și despre experiența dumneavoastră, atât din punct de vedere al digitalizării, cât și din punct de vedere al sportului. De unde a pornit această pasiune pentru aceste două domenii în care dumneavoastră doriți să vă implicați activ pentru următorii 4 ani? Digitalizarea sau partea asta de tehnologia informației a pornit încă de mic. Am și crescut cu tehnologia, cu calculatorul, încă de când erau calculatoarele la o dimensiune foarte mare, acum au și calculatoarele la dimensiunea unui smartphone, unui telefon inteligent. Am și o societate comercială pe care o administrez în zona asta de parte IT, să-i zic așa, parte de marketing digital, parte de reclame plătite pe Facebook, pe Google și inclusiv crearea de site-uri, de aplicații de mobil. Deci, practic, analiza pe care am făcut-o până acum la nivelul Consiliului Județean a fost bazată cumva pe experiența, da, și pe activitatea pe care am de zi. Exact, da. Tocmai din acest motiv spun că este nevoie, cum am și început emisiunea, să ne reîntoarcem la oameni, să începem să dialogăm cu ei și prin intermediul digitalizării și tehnologiei chiar putem să facem să unim județul de la nord la est și de la vest la... Fiind o cale mult mai rapidă, da. Iar pe parte de sport, pot să zic că am practicat sport, disciplina fotbal, am fost administrator rețea calculatoare la Clubul Sportiv din Simeria, am dezvoltat și partea de website acolo, partea de marketing, partea de comunicare cu presa, cu cei care ne urmăresc, cu stakeholderii și la un moment dat, după un an jumătate de activitate, am fost și promovat pe funcția de vicepreședinte la acel club sportiv. Am reușit în 4 ani de zile să creștem numărul de practicanți ai sportului de la 60 la 420, iar numărul de discipline sportive de la 2 la 6 discipline sportive. Din păcate, cel puțin pe site-ul Consiliului Județean, nu am găsit o strategie la nivelul sportului ce ține de județul Hunedoara. Cred că și aici ar trebui să facem o analiză, să punem toți reprezentanții asociațiilor județene, federațiilor, ministerelor, reprezentanții ONG-urilor, cluburilor și asociațiilor sportive la masă și să stabilim o direcție pe termen scurt, mediu și lung cu privire la dezvoltarea sportului în județul Hunedoara. Implicând tot ce înseamnă factorii, exact, din domeniul sportiv. Factorii de decizie. Da. Factorii de decizie care pot să ia... Posibil să mă înșel, dar pe site-ul Consiliului Județean nu am găsit o strategie în acest sens. În acest sens este o strategie 500 de pagini, dar nici de cum nu se abordează subiectul sport. Eu cred că ar trebui să mergem pe două direcții, o direcție sportul de performanță, o direcție sportul de masă.
cam așa o văd eu. Dar, repet, vom veni exact cu propunerile noastre și proiectele în perioada în care urmează. Aici Consiliul Județean poate veni în sprijinul acestor activități pe legea 350, unde se pot face finanțări. Și aceste finanțări ar trebui să aibă la bază niște regulamente clare prin care cei care își depun dosarele pentru a obține finanțare să-și poată face autoevaluarea dosarelor, astfel încât să nu existe subiectivism în modul în care se alocă banii pentru aceste activități sportive. Aici discutăm de sportul de masă în general și la noi în județ avem și unele echipe care au dovedit că pot face sport de performanță la nivelul municipiului Deva. Am avut până la un moment dat o echipă de handbal în prima ligă, am avut pe vremuri, din câte țin eu minte, și un club sportiv de caiac canoe. Avem acum, e o problemă dar care ține mai mult de alocarea de la bugetul Consiliului Local pentru activitățile specifice, dar care ar putea fi susținută la un moment dat și de Consiliul Județean, pentru că sunt acțiuni specifice pentru fiecare localitate unde pot fi alocați bani pentru dezvoltarea sportului din aceste UAT-uri, dar Consiliul Județean poate la nivelul județului să sprijine aceste activități sportive. Cum de altfel am înțeles că sprijină activitatea Clubului Sportiv Corvinu Hunedoara. La fel să se găsească o formă prin care să fie sprijinită mai multe cluburi, dar cluburi care în primul rând aduc performanță județului și ajutate să evolueze. Da, până la urmă, sportul de masă este foarte important pentru că prin sport vom avea o generație de copii și tineri. Sportul înseamnă sănătate. Sănătate, da, exact. Iar cealaltă de performanță ne aduce renumele la nivelul județului. Uite ce au reușit oamenii cu forțele proprii să facă. Iar automat acest renume atrage după sine turiști în județul Hunedoara, care bineînțeles că vor sta mai mult la noi în județ, fiind un județ bogat din punct de vedere al turismului, care da, chiar poate oferi oamenilor extraordinar de multe lucruri de vizitat și de făcut, să stea cel puțin, să spunem, o săptămână în cadrul județului Hunedoara. Da, odată ce au ajuns în acest județ, să li se poată oferi mai multe trasee turistice, pentru că avem foarte multe monumente istorice, avem foarte multe, eu știu, monumente naturale. Da, avem parcuri. Am fost în periplul ăsta pe care l-am făcut în cadrul județului și aici vorbim de o investiție privată, Giardinii di Gioie. Da. Acolo am văzut ceea ce nu mi-am imaginat, că pe kilometri întregi erau mașini parcate în stânga și în dreapta drumului din toată țara să vină să vadă ceea ce e realizat acolo. Adică dacă nu promovăm, chiar dacă sunt inițiative private, dacă nu promovăm la nivelul județului aceste zone, pierdem foarte mult. Oamenii ăia vin acolo, n-au o parcare, n-au unde să cheltuie niște bani, în afară de faptul că își parchează mașina pe marginea drumului și merg și vizitează acele grădini. Acolo ar fi foarte important ca cei din Consiliul Județean și din Consiliul Local să asigure o parcare mare pentru turiști, de unde s-ar putea face încasări da, consistente, să fie un restaurant sau chiar un hotel care să poată asigura, eu știu, ca cei care vin acolo, dacă vor să pătreacă cel puțin o zi sau două în zonă, de acolo ar putea merge la Gioagiu, ar putea merge la Muzeul Aurului de la Brad, ar putea vizita castelul de la Hunedoara, adică obiective pe care noi ar trebui, prin ceea ce spuneam noi, că avem la nivelul Consiliului Județean compartimente, să le promovăm și să le punem în practică ca oamenii, atât din județ cât și din țară, să poată beneficia de aceste, eu știu, zone în care își pot petrece timpul liber. Vedeți turismul ca fiind o salvare pentru județul Hunedoara din punct de vedere economic? Eu cred că da, pentru că ceea ce am avut până acum la nivelul județului Hunedoara a fost un județ oarecum monoindustrial. Și aici mă refer la Valea Jiului, unde erau minele și
foarte puține alte activități care să poată asigura cetățenilor un trai decent. La Hunedoara a fost combinatul siderurgic care s-a desființat și n-a prea venit mare lucru în zonă. La Brad, la fel, mina de aur. Adică turismul ar putea în prima fază să asigure... Valea Jiului, care din nou o să trebuiască să-i găsească da, o formă. Da, și stațiunile montane de la Straja și e de muncă și aici ar trebui ca prin specialiștii care îi avem și sper ca cei care sunt încadrați acolo să și facă toate demersurile necesare ca acest județ să poată să se ridice din punctul ăsta de vedere, atât economic cât și turistic și să vină în sprijinul celor care își doresc să aibă un loc de muncă care să poată asigura familiilor, copiilor lor un trai decent în țară și în județul nostru în mod special. Și aici este foarte important digitalizarea. Revenim din nou la ea în acest domeniu al turismului, unde sunt ferm convinsă că se pot crea extraordinar de multe aplicații, trasee, inclusiv ghid care poate fi descărcat prin anumite aplicații ca turiști în momentul când vin în județul Hunedoara, automat în zona în care se află să poată să fie informați cu ceea ce se întâmplă. Da, cred că putem începe în primă fază prin a realiza un tur virtual 360 la nivelul județului în care se înglobăm toate atracțiile turistice și să continuăm ceea ce s-a început cu dezvoltarea aplicației Discover Hunedoara în 2019. Acum aș vrea să cred că cineva... Sunteți dispuși să continuați lucrurile care în momentul de față sunt existente și poate doar trebuie să spunem îmbunătățite. În fiecare domeniu de la zi la zi lucrurile trebuie duse într-o direcție. Tocmai asta am spus. După 9 iunie trebuie făcut analiză, să vedem unde suntem și să stabilim niște target-uri, niște ținte unde vrem să ajungem. Cam așa ar trebui puse lucrurile de maniera asta. Cum a spus și dumneavoastră, tehnologia se schimbă, apare inteligența artificială, apare realitatea virtuală, apar notificările inteligente bazate pe geolocație. Trebuie doar să le punem cap la cap, să facem la periodic și o analiză, să vedem unde suntem, și aici pot să vă dau și niște exemple, vă rog. Să vedem care sunt, dacă mă refer strict la aplicația Discover Hunedoara, să vedem un număr de descărcări lunare, un număr de accesări lunare asupra aplicației, să vedem pe ce platforme sunt, da? Nu știu, vorbim de un telefon cu sistem de operare Android sau cu iOS sau vorbim de telefoanele Huawei. Tocmai de asta zic, trebuie analiză și trebuie să dezvoltăm aplicația, să ținem pasul cu tehnologia. Revenim la ce spuneați dumneavoastră, domnule Mane, la începutul emisiunii, cât de importantă este evaluarea. Atâta, bineînțeles, personalului care lucrează în cadrul instituțiilor statului și uite până chiar și la demersurile care s-au realizat deja aplicații. Cum vedeți evaluarea dumneavoastră? Evaluarea a personalului mea personală? Nu a dumneavoastră personală. Dacă ați fi în poziția de președinte a Consiliului Județean, cum ați dori, să zicem, să evaluați personalul pe care l-aveți în subordine? Eu aș dori, cum spuneam la început, ca fiecare din cei angajați în Consiliul Județean să aibă niște, în fișa postului, niște indicatori de performanță. Indicatori de performanță care să fie la sfârșitul anului cumva integrați în ceea ce înseamnă evaluarea fiecărui angajat. Adică ai făcut parte dintr-un colectiv care se ocupă de fondurile europene, cât ai reușit să atragi ca fonduri europene? Ai făcut parte din colectivul de care se ocupă de activitatea turistică, ce ai reușit la sfârșitul anului ca această activitate turistică să crească. Eu, la nivelul municipiului Deva, am văzut această evaluare pur și simplu ca niște rapoarte. Am făcut 3 cereri, am făcut 2 clădiri, am făcut... Nu asta este, din punctul meu de vedere. Trebuie să vii în fața cetățenilor și a celor care te evaluează cu lucruri concrete. Adică ce ai reușit să faci pentru acest Consiliu Județean prin implicarea ta în activitatea de zi cu zi. Eu, acum, începând și partea asta de, cum să-i spunem noi, promovare a stabilității pe care cei care sunt acum la conducere încearcă să
o facă în interesul lor, pentru că în promovarea asta se încearcă manipularea opiniei publice folosind resursele publice în mod abuziv. Sunt, ca să dau un exemplu, contracte mascate privind publicitatea unor instituții cunoscute la care publicitatea crede că nu este necesară, dar prin aceasta cei care conduc instituția încearcă să se autoprezinte pe ei ca cei mai buni administratori și cei care au realizat, vezi Doamne, proiecte care până la urmă sunt normale pentru că de-aia au fost aleși, adică nu te duci acolo doar ca să fii președinte, trebuie să mergi acolo să îți faci atribuțiunile și într-adevăr pentru asta ești plătit, să faci drumuri, să faci activități turistice, să dezvolți cultura, să asiguri asistență medicală la nivelul județului. Și este regretabil că această manevră se răsfrânge asupra categoriilor vulnerabile, precum sunt pensionarii sau cei care sunt plătiți cu ajutoare sociale. Dar să nu uităm că și o parte din angajații de la stat au fost aduși în aceste instituții pe criterii politice, nu neapărat pe criterii de performanță. De aceea ne lovim destul de des de unele probleme privind modul și timpul de rezolvare a unor cereri adresate acestor instituții din partea cetățenilor. În loc acestea să fie ajutați și să fie îndrumați, cum ar fi normal, li se dau răspunsuri oarecum negative sau li se comunică în mod, nu li se comunică modul în care ar putea fi rezolvate aceste probleme. Este esențial, din punctul meu de vedere, ca administrația să fie promovată pentru criteriile de competență și transparență în luarea deciziilor. Să ne amintim că la putere, cei care sunt acum la alegeri trebuie să fie conștienți că depind de modul în care cetățenii vor hotărî destinele acestui județ. Faptul că nu se mai poate face nimic, din punctul meu de vedere, e o poveste falsă. Schimbarea este posibilă, de aceea este necesar ca acțiunea și implicarea tuturor cetățenilor cu drept de vot să fie făcută de fiecare dată și, foarte important, în acești 4 ani sau după fiecare 4 ani când sunt alegerile, să nu renunțe la dreptul lor de a-și exprima punctul de vedere prin acel vot pe care îl pun în urnă. Există și provocări și obstacole, dar cred că frustrările pe care le acumulează unii cetățeni în perioada de la data în care au votat și la data la care trebuie să voteze, trebuie să constituie pentru ei o energie care să-i determine să iasă la vot în număr cât mai mare și ca cei aleși să fie aleși cu o reprezentativitate covârșitoare sau, hai să nu zicem, dar majoritară, în așa fel încât să nu aibă cumva în spate un vot de 15, 20, 30% cu care să ajungă să conducă activitatea dintr-o localitate și chiar la nivelul județului. Din păcate, de la an la an, se pare că cetățeanul este din ce în ce mai puțin implicat. Prezența la vot este în scădere. Cum reușim să mobilizăm oamenii pentru a înțelege că în primul rând este dreptul lor, dar este și o obligație pe care o au față de țara în care locuiesc, să-și exercite acest drept, să meargă să voteze? De ce considerați că este în scădere prezența la vot? Prezența la vot este în scădere din cauza că prin politica adusă de cei care acum conduc destinele acestei țări, se încearcă demobilizarea oamenilor. Adică li se spune, orice facem, tot nu putem să schimbăm nimic. Ori asta spuneam mai înainte, că această chestiune e o poveste falsă și mulți trebuie să înțeleagă că în acea zi în care au puterea votului, trebuie să meargă să-și exprime votul în mod conștient. Nu se duc acolo să voteze doar pentru că Xulescu sau partidul lui Georgescu le-a indexat pensia sau le-a mai dat ceva
care, conform legislației în vigoare, trebuia să le dea. Adică favorizarea unor partide care au fost la cârma acestei țări 34 de ani și au dus țara la o datorie de peste 50% din PIB, credem noi că nu este chiar drumul firesc și normal pe care trebuie să-l facem și de acum înainte. Noi, cei de la AUR, oferim o alternativă, oferim oameni cu expertiză, oameni tineri care pot să schimbe lucrurile, zicem noi, în bine, chiar colaborând cu o parte din politicienii care sunt acum pe eșichierul politic. Asta nu înseamnă că noi avem o problemă cu vreun partid privind modul în care acționează în ceea ce urmează în dezvoltarea județului, ci noi vedem un alt fel de a pune problema și de a dezvolta acest județ, pentru că scopul tuturor ar trebui să fie binele cetățenilor, binele țării. Noi credem că suntem o alternativă viabilă și putem într-adevăr asigura, prin expertiza seniorilor sau a celor mai în vârstă și a tinerilor care s-au alăturat acestei echipe, putem asigura o perspectivă viabilă pentru județul Hunedoara. Ca și o completare la ce a spus colegul meu Marius, eu cred că putem aduce oamenii la vot prin puterea exemplului. Prin noi, după ce am fost aleși pe diferite funcții de oameni și ne-au dat acordul și încrederea, să rămânem la fel, să dialogăm cu ei, să lăsăm toate ușile deschise și să facem ce scrie și în lege, practic, sau pe partea asta. În primul rând, aplicate în codul administrativ, da, haideți să facem întâlniri cu cetățenii regulate. Haideți să le explicăm care este rolul Consiliului Local, care este rolul primarului, care este atribuțiile Consiliului Județean. Pentru că doar prin puterea exemplului putem să-i determinăm, să iasă la vot, pentru că oamenii nu mai au încredere în actuala clasă politică. Chiar discut cu foarte mulți tineri, este nevoie de o schimbare, majoritatea spun. Vrem să facem o schimbare. Dar se mobilizează în ziua votului, pentru că tot timpul, conform statisticilor, tinerii au ieșit cel mai puțin la vot. Cum reușiți să-i mobilizați? În primul rând că dumneavoastră sunteți un tânăr. Păi tocmai asta spun. Prin a discuta cu ei, prin a le prezenta cât de valoros este votul lor și că după ce le-au dat votul, le-au acordat votul, să-i și tragă de mânecă. Hai să vedem. Ți-ai depus raportul de activitate anual cum scrie în codul administrativ? Câte întâlniri ai avut cu cetățenii? Câte intervenții ai avut în Consiliul Local? Câte proiecte de hotărâre ai inițiat? Ce ai făcut pentru ei? Ce ai făcut pentru comunitate? Nu te-ai dus acolo, te-ai găsat pe o funcție, te duci odată pe lună, ridici numai mâna și... Nu este suficient, corect. În cele mai multe cazuri am văzut, și aici am experiența Consiliului Local din Deva, unde, vă spun, mi se pare cumva ușor ridicol să vină oameni cu pregătire în anumite domenii și să fie pe post de yes-man. Nu interesează, cel puțin din discuțiile care le avem în cadrul comisiilor tehnice. Noi am văzut foarte interesat să dezbată anumite proiecte sau ce a zis șeful? Ăsta îl votăm. Domnul Mane, păi zic, aveți o problemă, aia trebuie făcută în felul ăsta. Ok, notăm aici că nu sunteți de acord, dar noi votăm. Chestiunile astea, când le vezi, apare așa o frustrare și de asta spuneam că oamenii, când acumulează aceste frustrări, ar trebui să vină să și le exprime, pentru că după ce au dat votul lor, în următorii 4 ani, chiar dacă vor avea, eu știu, obiecțiuni pe Facebook și în ăsta, ei vor ajunge să conducă administrațiile atât locale cât și județene. Și atunci, n-ai cum să-i mai miști 4 ani de zile decât, Doamne ferește, printr-o revoltă, dar nu e cazul să sperăm că ajungem nu se ajunge la astfel, da. Deci, de lucruri. Aceasta este metoda prin care oamenii trebuie să fie conștienți că într-o zi ei sunt puterea și ei pot decide schimbarea de care au nevoie. Ori dacă n-au nevoie, atunci prin votul lor, care să fie majoritar, să demonstreze. Dom'le, noi mergem în continuare cu aceeași echipă pentru că ne place. Ne place cum arată județul, ne place cum arată localitatea. După aia e cam greu să mai schimbi ceva după ce ți-ai dat votul și nu ți-ai spus punctul de vedere prin acel vot. Da sau nu, împotrivă sau pentru.
Ați avut foarte multe întâlniri cu cetățenii din județul Hunedoara. Cum ați simțit oamenii județului Hunedoara? Din punctul meu de vedere, oamenii sunt oarecum temători, ca să nu spun altfel, în ceea ce privește schimbarea. S-au făcut numeroase presiuni și asupra candidaților noștri și asupra celor care vroiau să susțină Partidul Aur, cel puțin în perioada asta de precampanie. Unii primari i-au și amenințat pe contracandidaților că dacă își pun banere sau își pun afișe, vor trimite ei oameni să le rupă noaptea sau să le dea jos. Adică mi se pare o mizerie că să-l spun pe nume, asemenea abordări în politică. Dacă ești bărbat, cum să spun, și te prestezi, ajungi să faci asemenea chestii față de o candidată femeie, înseamnă că ceva nu funcționează, cel puțin în gândirea unui politician. Ajungem să facem chestii de gașcă și de alte chestiuni care sunt, din punctul meu de vedere, în afara politicii, să vii cu fel de fel de jigniri la adresa unui candidat sau contracandidat din partidele din opoziție, e sub demnitatea celor care ar trebui să reprezinte cetățenii acestui județ. Și atunci aceștia ar trebui să fie taxați. Domnule, crede-mă că nu ești tu pus pe vecie acolo și nu ești tu cel care moștenește o funcție și o transmiți prin, cum să spun eu, moștenitorii celorlalți. Adică nu e un regat prin care prințul va veni și va ține și va lua locul regelui care pleacă din funcție sau, Doamne ferește, să decedeze. De-aia spun că aceste chestiuni trebuie să fie în mâna cetățenilor și a alegătorilor ca ei să decidă ce vor să aibă pentru viitor și ce vor să se întâmple cu viața lor, a familiei, a copiilor lor, într-un județ în care, până la urmă, din considerente, să-i spunem noi, de stabilitate, și aici pun ghilimele de rigoare, foarte mulți primari au migrat dintr-o parte în alta. Și cum spuneam și într-o emisiune trecută, văd o migrație a unor locuitori în alte localități pentru a putea vota și a crea o majoritate în vederea realizării obiectivului unui primar, să zicem, de a rămâne în funcție. Eu aș interzice, cel puțin la nivelul ăsta, mutațiile pe o perioadă cu cel puțin un an înainte, nu vii cu o lună, două, trei înainte, te muți acolo și stabilești tu, pentru cei din localitatea respectivă, cine va fi primar. Și chestiunea asta în sine, care credem noi că nu e sănătoasă privind alegerea primarilor dintr-un singur tur, ar trebui și a președintului Consiliului Județean dintr-un singur tur, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie cel puțin două tururi, să fie cum era pe vremuri, da, și mandatul unui primar sau a unei președinte de Consiliul Județean să nu fie mai mare de două, cum e la președintele țării, adică acolo se poate, dincoace nu. Dom'le, dacă ai dovedit că ești bun ca primar, te duci la Consiliul Județean. Dacă ai dovedit că ești bun la Consiliul Județean, te duci la Parlament. Adică ai posibilitatea ca ulterior să evoluezi în activitatea ta politică. Dacă nu, creăm acei baroni care sunt, vrem nu vrem, la nivelul fiecărui județ din țara asta. În ultimul minut din emisiune, domnul Rotariu, care este speranța pe care o aveți dumneavoastră în suflet pentru următorii 4 ani de zile privind activitatea pe care doriți să o desfășurați în politică? Pe final, important e că Partidul Aur oferă sprijin și încredere tinerilor și cu siguranță tinerii care vor intra în Consiliul Județean alături de Marius Mane vor schimba condițiile cu care trăim în județul Hunedoara și în România. Tinerii s-au săturat să termine facultatea și să fie angajați pe salariu minim pe economie sau să plece în alt județ sau, mai rău, să plece din România. Aici trebuie să intervenim noi, să redăm, practic, județul înapoi copiilor noștri.
pentru a putea merge mai departe și a continua ceea ce înseamnă viața de familie în județul Hunedoara, care este, din punctul meu de vedere, hunedoreancă fiind cel mai frumos județ din țară, nu? Care oferă de toate. Da. Vă mulțumesc mult de tot, domnilor, că ați fost astăzi alături de noi la Hunedoara în direct. Și noi vă mulțumim pentru invitație și sperăm să reușim să fim din ce în ce mai convingători pentru alegători. Importantă este implicarea de care dați dovadă în fața cetățeanului, iar cetățeanul este acolo, observă și, exact cum spuneați și dumneavoastră, în data de 9 iunie se va mobiliza la vot. Să sperăm, da. Doamne ajută! Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă pentru că ați fost și astăzi alături de noi pe Hunedoara 1 TV. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare. La revedere!